cum fac albanezii agricultură. Uitați-vă aici. Teren arat. Bună dimineața din camping Măslina, de pe malul Mării Mediterane. Astăzi este 28 iulie. Ne-am trezit de dimineață, o să facem un traseu spre Cotor, să vedem serpentinele alea faimoase, după care o să revenim iar în camping, o să petrecem pe plajă, iar spre seară mergem în Albania, să facem drumul SH20, tot așa un drum, un pas celebru de aici, de lângă graniță. Atmosfera în camping e faină, lumea începe să se trezească. E fain că e umbră, nu ne bate soarele. Am văzut și tot felul de copaci pe aici. De dafin am văzut, de leandru. Am găsit și, cum le zice, smochine coapte, am și mâncat aseară. Și super fain. Așteptăm să mai descoperim campingul ăsta. Cum dă soarele, cum încep cicadele să cânte. Ascultați-le. Toată ziua fac așa. Până seara. Seara se potolesc, încep greierii. Am plecat să urcăm serpentinele din Cotor. Arată impresionant pe hartă. O să pun o poză pe aici, să vedeți. Iar sus este un parc, un parc național ceva, și are o fortificație, o cetate. Sper să ajungem până acolo. E 8 dimineața, sunt 31 de grade deja. Nebunie mare cu traficul ăsta prin Cotor. Acum am mai ieșit un pic, dar acolo jos în oraș s-a mers bară la bară. Și conduc foarte neatent. Ăștia cu mașinile, să ai grijă să-i ferești tu. Da, bine că am ieșit de acolo. Deocamdată n-au început serpentinele. Am ajuns deasupra golfului. Iar aici jos se vede aeroportul, tocmai ce a aterizat un avion. Nu văd exact unde merge. Când începem să urcăm, o să avem vreo 30 de ace de păr, 15 pe stânga, 15 pe dreapta. Pe acolo merge drumul. Dar nu văd exact unde s-a celălalt de păr. Cred că mai avem un pic de mers până. Aici jos se vede o altă parte a golfului, iară superb. Da. Belvedere. Superb. Superb, uite ce e aici jos. Asta e partea nordică a golfului. Ieri așa am venit pe șoseaua aia pe acolo. Și ce copaș frumos sau ceva, tuia columnare așa. De ce frumoși sunt. Absolut superb. Drumul e destul de îngust. Ăștia au niște camionete de astea antice pe aici. Te întreb cum naiba urcă pe aici. Sau cum coboară, cum de le mai țin frânele. Ia să vedem aici. Să vede ceva. Oh.
te ia amețeala de la înălțimile astea. Să urcăm prin peisajele astea superbe. Ai, ce sus am ajuns. Atenție, că vin mașini. Adriatica, ce frumos se vede și toate golfurile astea. Deci ăștia au făcut drumul ăsta cu foarte mult cap. Au făcut serpentinele, acele de păr, aproape drepte. Super ușor de luat. În schimb, se urcă acum. Mai abrupt. Deci pe linia dreaptă a făcut urcarea și coborârea. Iar acul de păr este aproape drept. Foarte inteligent făcut. Uite, acum avem unul la dreapta. Eu mă gândeam că se urcă foarte mult în acul de păr, cum sunt obișnuit în România. Da, uite, e aproape drept. Mai avem un tunel pe aici interesant. Și o porțiune de drum un pic diferită. Atenție maximă în curbele astea, că e destul de circulat drumul. Și unii chiar merg cu viteză. Nu înțeleg de ce. Să mergi cu viteză pe un astfel de drum. Mai e mult până în vârf. Bănuiesc că le-am făcut cele peste 30 de ace de păr. Oricum foarte lejere, deși erau foarte strânse, nu erau în pantă mai deloc. Și acum trecem pe partea asta la alta masivului. Aha, și aici, la dreapta, avem cetatea Lovcen. Descrie cotor 20 de kilometri. Atât au fost drumul la virajat. Foarte lung. Numai viraje stânga-dreapta. Aici avem motocicleta de la Benelli 502X-ul. Ce frumoasă e. Și 1200 LGS-ul. Și 800 LGS. Dar până la Lovcen cam așa arată. Mamă, e un traseu super, super și urcă foarte în urcare și asfaltul și drumul nou-nouț. Sunt niște pietre pe carosabil, dar în rest e țintă. Belvedere. Superbe chestii. Tot câștigăm altitudine, 23 de grade. E fain că cu cât urcăm, cu atât se face mai răcoare. Iar drumul este fără cuvinte, ce să fie. Impecabil. Opa, aici avem barieră. Au început și serpentinele mai serioase pe aici. Acum văd mașinile astea parcate. Dar de ce naiba le pun pietre la roți? Mai sunt daci. Cred că până aici e voie. Da. Ia să bag și o motocicletă aici. Lângă frumusețile astea alte.
Acolo în depărtare e mare, foarte frumos, se vede. E un pic încărcată atmosfera. Iar în spate acolo undeva se văd munții din Albania. O să ne îndreptăm către acolo. BMW-urile, BMW-urile. De ce sunt numai BMW-uri în parcarea asta? Numai GS-uri. Asta strică aspectul. De la cetatea asta Lovcen, ceva mansoleu acolo sus. Iarăși s-a schimbat peisajul. Ia uitați-vă cum arată acum. E de frumos. Mergem printre blocurile astea mari de calcar, unde e tăiat drumul așa frumos. Și am schimbat un pic traseul, adică nu mai mergem la camping, plecăm direct către Albania. Trecând prin Podgorița, prin capitală, pe la Muntenegru. Trecem în Albania, facem pasul la SH20 și apoi ne întoarcem prin sudul lacului. Am uitat cum îi zice la lac, dar e un lac mare, ne întoarcem prin sudul lui și acum vom merge prin nord. Tot Muntenegru ăsta parcă e făcut pentru motocicletă, ăștia n-au un kilometru de drum drept aici. Pe bune, deci numai sus, jos, numai stânga-dreapta, în continuu, în continuu. Și uite, cam așa arată un oraș mai măricel. Foarte uscat așa. Căldură mare. Simte seceta. Și uite totul așa din piatră, cum ar veni. Interesant, exotic. Trebuie să facem stânga spre Podgorița. Priveliște de sus asupra capitalei. Dacă o să intrăm în ea sau o să trecem pe centură, o să vedem. Asta este localitatea Tuzi, ultima localitate înainte de frontiera cu Albania. De câte am văzut, aici sunt foarte mulți musulmani. Nu știu dacă e turistică, dar ar putea fi, pentru că aici în dreapta este un lac foarte mare, lacul Scodra. Foarte, foarte mare, din câte am văzut pe hartă, arată ca o mare, mai mult. Și se întinde jumătate la albanezi, jumătate la muntenegreni. Da, pare un pic turistică localitatea, într-adevăr. Sunt în graniță cu Albania, bye bye Muntenegru. Ne vedem mai pe seară. Ta pește mort aici. Coadă mare de mașini, dar cu motocicleta oamenii sunt înțelegători. Cel puțin până acum așa a fost. Și din graniță n-a durat mult 5 minute. La albanezi nici nu ne-a mai controlat. Documentele ne-a zis haide, 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 haide. Doar la Muntenegru ne-a luat actele. Deci efectiv sunt bolovane arați, legați cu puțin pământ între ei, incredibil. Nu fac ei agricultură în așa ceva. Asta este localitatea Hod.
Undeva aici trebuie să vedem pasul cum urcă până sus în vârful muntelui. Nu știu cum îl cheamă pe pasul ăsta, o să-i zic SH20, pentru că așa se numește, așa se numește. Aici au irigare, irigare în bolovan. Incredibil. Deci are pământ omul. Și-o fi adus pământ el. Da, nu știu cum se numește pasul, să zic SH20, pentru că așa, așa apare drumul pe hartă. Localitatea Hot. Ce tare. Astea sunt peisajele albaneze. Doamne, câtă piatră și arșiță au aici. Și am ajuns și în zona aia turistică, frumoasă. Ia să vedem, nu e umbră nicăieri, nicăieri. Este umbră. Doamne, ce voie aici. Ioi. Deci pe acolo o să mergem în valea aia. Foarte frumos. Ia să văd ce-i. Celebrul drum SH20, uite ce frumos e. Și ce bine se admiră de aici, de sus. Ala ce l-am făcut de dimineață în Muntenegru era mai virajat, dar nu se putea vedea. Deci avea mai multe serpentine. Da, o să-l facem dus întors ăsta aici. Așa a pierdut sticker-ul. Asta e din material. Țesut. Helenka N. Vladușco, Slovacia. Aici, dacă auziți muzica, exact ca muzica românească de petrecere, puțin diferită numai. Dar la ritm e aceeași. Cântată un pic cu alte instrumente. Da, o să mai filmez și de sus. De sus. De acolo, de acolo și pe urmă când îl urcăm înapoi. Oh, da. Da. Gol e pe aici. Da. Parapetul ăsta mare și nu prea se vede. Dar e impresionant până jos acolo. Încă un cadru de pe serpentinele astea superbe. Mai de sus de acolo coborâm. Asfaltul e impecabil. Toată construcția e impresionantă. Deci aici se oprește, se oprește pasul, serpentinele, adică se opresc aici. Noi venim de undeva de sus de tot de acolo. Da, cred că acolo e. Că se vede ceva amenajat, balconul ăla eventual. Da, impresionant. Bravo albanezilor pentru lucrarea asta ce au făcut aici. Impresionant. Cum au reușit să coboare cu drumul exact așa pe prin râpele astea. Pe stânca verticală. Acum mergem să căutăm puțină umbră să ne odihnim jumătate de oră. Vă mai dăm în sus, iar pe pas. Și mergem iarăși către Marea Adriatică. Și undeva lângă mare trecem iar în Muntenegru. Pe
sperăm că aici pe albia râului să găsim ceva umbră, deși greu cu umbră aici. Se văd serpentinele bine, uite ce faine sunt. Am un pic aici. Să iau un cadru să vedem. Wow. Da. Superb. Cum fac albanezii agricultură? Uitați-vă aici. Teren arat printre pietre. Bine că ne-a băgat în față și aici. Aici după vamă am avut primul eveniment neplăcut din trafic, și anume care mi-a ridicat un pic pulsul, și anume unul pe o curbă de genul cum e asta s-a băgat în depășire și m-am trezit cu el în față. A trebuit să trag în șanț și să frânez de urgență. Bine măcar că și-a păstrat traiectoria. Oricum, cotez de mașină. Mai avea un pic să răsturna. Periferia Podgoriței și ne îndreptăm acum către litoral, iar Petrova sau ceva de genul. Și la lacul ăsta. Dar acum pe partea din Muntenegru. E frumos așa între munți. Avem serpentine suspendate. Trebuie să urcăm iar tot masivul ăsta să-l coborâm. De la lac am urcat ceva. Și apoi îl coborâm iar spre mare. Și cam asta a fost drumul pe astăzi. Foarte frumos. Deci au ăștia niște mașini din Muntenegru și din Albania, de te doare minte. Hai cum a fuma asta. Trebuie să nu mai plângem noi românii că avem parcul de mașini învechit. Și am ajuns la Mediterană. Ia să opresc un pic aici. Da, uite acolo pe plajă. Ăștia sunt munții pe care îi vedem. Și uite, pe acolo o să coborâm și campingul e un pic mai în stânga. Am oprit pentru o ultimă poză asupra golfului unde stăm. Uite, acolo în păduricea este campingul. De fapt, toată păduricea este campingul. Și în golful ăla notăm. E optică, duce drumul direct în apă. Facem baie cu tot cu motocicletă. Nu sunt camping. Am venit să le stric liniștea la oameni cu toba mea sport. Gata, am ajuns. Am făcut o tură de aproximativ 300 de kilometri. Un fel de circuit și ne-am întors tot aici. Dar pe alt drum. Am fost și în Albania, am văzut Pasola și cam atâta pe azi. Pentru seara asta avem legume. Și carne la garniță. Pentru că ne este dor de România.